Eram în America, împreună cu Ramona. Ne era foame și am mers la un restaurant să mâncăm. Fiind foarte aglomerat, trebuia făcută rezervare. Ne-am făcut rezervare la intrare și urma să ne așteptăm rândul să fim strigați. Înaintea noastră mai erau vreo șapte cupluri, așa că aveam ceva așteptare. La niciun minut după ce ne-am înscris, auzim un nume strigat de tânăra de la recepție. Familia Walker? Niciun răspuns. Familia Walker? Continuă tânăra, niciun răspuns. În momentul acela, nerăbdător și flămând fiind, și crescut în epoca de aur a construcției socialismului, un gând ingenios, insidios, fraudulos îmi intră în minte. Mă uit la Ramona cu semnificație, întind mâna, ne luăm de mână și pășim spre intrare. Ajungem în fața tinerei. Sunteți familia Walker? Întreabă tânăra, înclin scurt din cap fără să scot un cuvânt, cu multă siguranță. Mă bucur că ați sosit. Poftiți, vă rog, familia vă așteaptă deja în separeul din spatele sălii. Mi s-a tăiat energia, m-am albit, eram dintr-o dată într-o situație umilitoare, penibilă, creată de nerăbdarea mea. Poftiți, vă conduc. Nu mai știam ce să facem, am pornit câțiva pași după ea. Întrebarea este, cum scapi într-o astfel de situație? Pe scurt, am pornit după ea, și în timp ce mergeam, văd separeul acolo în spate. Întâlnirea de gardul 3 urma să aibă loc. Și spun se separeul acela din spate vă referiți, da? Da, 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 acolo, poftiți, vă conduc. Zic, nu, nu, lăsați că ne descurcăm, puteți merge și ne descurcăm singuri. A, nu, 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 insist, vă conduc. Știți ce, lăsați că ne descurcăm noi. Unde este baia? Avem nevoie să mergem mai întâi la baie. O baie este într acolo. Bine, mulțumim, ne descurcăm sigur, apreciez, mulțumim frumos ne lasă, mergem înspre baie, ieșim pe ușa cealaltă restaurantului și am rămas flămânți și umiliți. <coughs> Dacă lucrurile nu s-au întâmplat chiar așa cum le-am descris, cel puțin s-ar fi putut întâmpla. Și nerăbdarea este un viciu rafinat al sfinților. Lipsa răbdării se poate îmbrăca în hainele virtuoase ale hărniciei, ale eficienței, ale dinamismului, omul rezolvă tot, omul care se descurcă, omul care nu le nevește, omul dintr-o bucată și putem să îmbrăcăm nerăbdarea noastră, impulsivitatea noastră în niște haine cât se poate de respectabile. Virtutea răbdării și a îndelungii răbdări este bine punctată în Scripturi și le-am separat pe cele două pentru că sunt două lucruri diferite. Chiar dacă pe noi în limba română asemănarea dintre cele două cuvinte ne dă impresia că vorbim despre unul și același lucru. Răbdare este unul lucru, îndelungă răbdare este alt lucru și o să le definim imediat. Deocamdată important este că virtutea răbdării și a îndelungei răbdării este bine și clar punctată în scripturi. De exemplu, Iacov ne spune că răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Răbdarea este importantă. Pavel în Roman 5 ne spune că răbdarea duce biruința în încercare. Răbdarea este importantă, este de dorit. Pavel spune în 2 Corinteni 6 să ne arătăm, să arătăm că suntem niște vredni slujitori al lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în ostenel și așa mai departe. Autorul epistolei către evrei ne spune despre Avram că a așteptat cu răbdare și a astfel a dobândit făgăduința, moștenirea, promisiunea. Pentru că a așteptat cu răbdare. Deci răbdarea este importantă. În Galaten 5 cu 22, îndelunga răbdare este o parte a roadei Duhului în Efeseni și în Coloseni. și aproape am citat toate epistolele, toate cărțile din Noul Testament. Ni se spune să, îmbrăc, să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndelungă răbdare. Și atunci demersul nostru în alegerea acestui, acestei teme astăzi, este demersul este foarte simplu. Și anume, din moment ce răbdarea și îndelunga răbdare sunt atât de bine cotate între valorile creștine, deci benefice umblării credinței, opusul lor trebuie să fie nociv. Pentru că fie te conduce la un păcat, fie te împiedică să te dezvolți, să ajungi la nivelul pe care îl dorește Dumnezeu. Dacă vreți, în Scriptură găsim exemple de lipsă de răbdare, de impulsivitate și găsim o mulțime. Și toate poartă învățătură. Gândiți-vă la Moise, de două ori a fost impulsiv în viață și plătește pentru asta. Când îl omoară pe egiptean și urmează 40 de ani în pustie, în, în impulsivitatea lui de a-și împlini misiunea, îl costă 40 de ani în pustie și tot Moise, la sfârșitul alergării vieții lui, când trebuie să vorbească stâncii, el lovește stânca în impulsivitatea lui și nu mai vede țara promisă. Lipsa răbdării are consecințe. Gândiți-vă la Saul și la Samuel. Saul nerăbdător, impulsiv, Samuel întârzia, Samuel nu mai venea, el nu mai avea răbdare și aduce el jertfa și face un păcat și Dumnezeu le Gândiți-vă dacă vreți la David și Abigail și Nabal. O altă impulsivitate a regelui David, care din fericire nu-l costă. Este oprită la timp. Gândiți-vă la Petru și urechea robului marelui preot. Îi taie urechea în impulsivitatea lui și Iisus îl mustră și repară urechea robului. Gândiți-vă la Iacov și la Ioan care cer foc din cer peste Samaria și Iisus îi spune, ah, nu știți de ce duc sunteți că călăuziți. Impulsivitatea este inacceptabilă. Fie te conduce la păcat, fie te împiedică să ajungi la nivelul pe care îl dorește Dumnezeu pentru tine. Aceasta este tema de astăzi. Haideți să dăm câteva explicații, să definim puțin termenii ca să vedem cum îi folosim mai departe. Nerăbdare este incapacitatea de a suporta o neîmplinire. O tendință de a acționa sub influența primului impuls. De aceea când vorbim de nerăbdare, ne gândim la aceste cuvinte impulsivitate, irascibilitate, iritabilitate. Nerăbdare este un sentiment puternic de iritare la greșelile de obicei neintenționate ale celui de lângă mine sau la eșecurile altora. Sentiment puternic de iritare manifestat prin cuvinte sau gesturi. Irascibilitatea este stare psihică particulară manifestată prin reacții intense, agresive, ca răspuns la încordări psihice minime. Frecvența lipsei de răbdare, ușurința cu care cineva își pierde răbdarea la cea mai mică provocare, este o problemă în umblarea credinței. Omul iritabil este acela lângă care trebuie să umbli ca pe vârfuri, ca nu cumva să-i stârnești o reacție intensă sau agresivă. Perseverarea în acest viciu al nerăbdării, al impulsivității, te izolează și pe termen lung izolarea te distruge. Te de aceea, nestrunită, nerăbdarea poate produce prejudicii de imagine, de integritate și necazuri în relații. De aceea, subiectul, păcatul acesta rafinat al nerăbdării, al lipsei de răbdare, trebuie cumva înțeles și strunit. Și înainte de a ne uita, de a face câteva aplicații și a găsi un tratament, Haideți să mai facem următoarea lămurire. Diferența între îndelungă răbdare și răbdare. În limba română par a fi același lucru, dar nu sunt. În original nu asta este intenția din spatele acestor cuvinte. Măreața descriere a dragostei din 1 Corinteni 13 începe cu dragostea este îndelung răbdătoare. Măreața descriere a roadei Duhului Sfânt din Galaten 5 cuprinde îndelungă răbdare, am văzut în Efesen și în Colosen, Pavel le îndeamnă să umblăm, respectiv să ne îmbrăcăm cu îndelungă răbdare. Apoi, întâlnim pasaje care încurajează perfecționarea răbdării, nu a îndelungii răbdării. În Roman 5, ni se spune cu 3, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Pavel în 2 Corinteni 6 cu 4 spune Arătăm că suntem niște vredni slujitori al lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în ostenel și așa mai departe. Observăm îndelungă răbdare și răbdare în terminologia Scripturii. Care este diferența între ele? Îndelunga răbdare, în ciuda a ceea ce exprimă expresia românească, îndelunga răbdare nu este o răbdare ceva mai lungă ca timp. Diferența dintre cele două expresii este calitativă, nu temporală. Îndelunga răbdare, cuvântul din limba greacă, este macrotumia, Expresia îndelungă răbdare, atenție, întotdeauna este folosită în relație cu oamenii. Niciodată în relație cu lucrurile sau cu, sau cu circumstanțele în care te afli. De aceea, îndelunga răbdare este capacitatea de a suporta greutăți și neplăceri fizice, emoționale sau morale, în relație cu oamenii. Îndelunga răbdare este hotărârea de a nu părăsi, de a nu întrerupe o relație umană în ciuda neglijenței celuilalt. Îndelunga răbdare are de-a face întotdeauna cu oamenii. Răbdarea de cealaltă parte și cuvântul din original de limba greacă este hupomone răbdare se poate traduce și cu perseverență. Expresia tradusă prin răbdare în Biblia noastră este întotdeauna folosită în relație cu lucrurile și cu circumstanțele, niciodată cu oamenii. Aceasta este diferența. Răbdarea este puterea de a aștepta în liniște desfășurarea anumitor evenimente dificile fără a-i da lui Dumnezeu un deadline pentru îndepărtarea ei. Aceasta este diferența dintre cele două concepte. Îndelunga răbdare are de-a face în relația cu oamenii. Răbdarea are de-a face cu lucrurile, în relația cu lucrurile sau situațiile prin care trecem. Și ultim observație aici. Dacă veți citi cu atenție și chiar vă îndemn să o faceți și să mă verificați. Nicăieri în Biblie Dumnezeu nu ni se prezintă ca fiind răbdător. Întotdeauna Dumnezeu se prezintă ca fiind îndelung răbdător din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător, spune Isaia. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu lasă pe, nepedepsit pe cel rău, spune Naum, și așa mai departe. Eu sunt un Dumnezeu îndelung răbdător, se spune în Exod, și așa mai departe. Dumnezeu întotdeauna se prezintă pe sine ca fiind îndelung răbdător, niciodată răbdător. De ce? Pentru că, niciodată lucrurile sau situațiile, circumstanțele vieții nu-L pot jena pe Dumnezeu, nu-I sunt nesupuse. Acestea nu discută înaintea Lui. Omul, în schimb, poate să nu-I se supună. De aceea Dumnezeu este îndelung răbdător întotdeauna pentru că el, pentru că doar omul îi poate întoarce spatele, doar omul îl poate refuza. Lucrurile și circumstanțele niciodată. El poruncește și se întâmplă. Și atunci, în de răbdare, în relație cu oamenii, răbdarea are de-a face cu reacțiile noastre în lucrurile și circumstanțele vieții. Ceea ce este, deci, evident până acum în discuția noastră este că această calitate a îndelungii răbdări și a răbdării este o virtute, sunt niște virtuți care trebuie cultivate în noi. Câteva aplicații, să ne regăsim puțin înainte de a ajunge la tratament. Câteva aplicații, poate ne vom regăsi acolo. Lucrurile îmi joacă feste. Te grăbești să tipărești un document important. Ai o întâlnire la, eu știu, la notar. Trebuie să pregătești niște documente. Dai drumul la imprimantă și nu pornește. Și nu merge. Sau tipărești niște anomalii. Te enervezi și spui, nu, nu acum. Aerul condiționat, nu, nu sâmbătă seară se strică aerul condiționat. Când duminică avem serviciu divin. Nu, nu acum. Stai în fața imprimante și ce faci? Dai cu pumnul în ea, deși știi că nu ajută. Arunci foile nervos, deși știi că nu ajută. Este acesta un păcat odios? Nu. Dar autocontrolul în lucrurile mici creează deprinderi pentru situațiile mari, unde impulsivitatea poate produce păcate. Cum ne comportăm cu aceste mărunțișuri este o educație ne formează disciplina, fiecare victorie mică în fața lucrurilor care nu, ne, nu, ne, nu se supun nouă, fiecare victorie în răbdare cumulează, acumulează, îți oferă resurse, deprinderi pentru situații mai grave, mai grele. Până la urmă, astfel de reacții împotriva lucrurilor, în esența lor, denotă refuzul nostru de a crede că Dumnezeu are controlul suveran asupra vieții și timpului nostru. Când se întâmplă ceva ce îmi cauzează frustrare, de exemplu, psalmul 39 cu 16 îmi poate fi de folos. Iată un mic exercițiu. În cartea ta spune acolo, erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte să fi fost vreuna din ele. Zilele care mi erau rânduite. Nu se referă la lungimea vieții mele, ci și la toate evenimentele și situațiile fiecărei zile a vieții mele. Și atunci Liniștea mi poate aduce o gândire de felul acesta. Această situație enervantă. Să fie oare partea planului tău, Doamne? Și iată cum îți poți controla reacția în fața lucrurilor. Pentru că deseori Dumnezeu folosește situații frustrante pentru a ne învăța răbdarea. Așa spune cuvântul, că știm că necazul aduce răbdare. Și răbdarea nu se dezvoltă în vid. Răbdarea se dezvoltă în mijlocul acțiunii. Lucrurile, șofatul. Cred că scoate ce mai rău în noi. Și aici vorbesc despre mine. Și cred că se regăsește și alții. Așteptarea rândului. Ne pierdem răbdarea când suntem serviți cu viteză redusă la magazin, la bancă sau de curând pentru mine la plata impozitelor. Știu, se pot plăti online. Dar îmi era în drum. Și nu era coadă. Era doar cinci oameni înaintea mea. Era 31 martie anul acesta, 2021. Unul ultima zi de plată a impozitelor cu reducerea de 10%. La primăria din cartierul Gheorghe întreceam pe lângă ea o idee grozavă, mă duc și mi le plătesc și am scăpat de grija asta. M-am pus la coadă cinci oameni înaintea noastră, intră prima persoană și începem să stăm. Și începem să stăm și trecem sfer sfert de oră. Și trece o jumătate de oră, am început să fierb. Mă, cel mai este tânăra respectivă. Și trec 45 de minute. Deja eram Fierbeam cu totul. Ce se întâmplă? De ce nu mai este? Coada de la parcări se terminase, oamenii plecau, veneau, mișcarea la noi, nimeni nu mai mișcă nimic. Au trecut 45 de minute, simțeam că fierb, Ce se întâmplă? Nu se mai poate. Asta e nesimțire. În minte era o grămadă de reacții. Vine dinăuntru o persoană de la plata parcărilor și ne spune, nu, e o tânără acolo, plătește, plătește impozitele la două blocuri. Asta de dosare are. Am rămas în... cei câțiva oameni, coada începea să se mărească în spatele meu. Cum? La tot blocul? Oamenii început să reacționeze. Păi să plătească la 5, să vină afară, să mai stai la coadă. Oamenii găsesc soluții. Știți cum e să stai la coadă? Sau poate nu știți unii. Nici eu, Am uitat până în 31 martie. Stăteam și așteptam. A trecut 40 de minute. A trecut o oră și nicio mișcare. Deja îmi făceam planuri. Când iese, îi zic două, o țintuiesc, că nu se poate. Asta deja depășește orice limită, nu? Asta depășește orice limită, clar. Dă un col de treabă. Plătești la două blocuri. Și încă uitam argumente. Pe ce, de cealaltă parte, o altă voce îmi spunea Cineva e în control, ai grijă, nu te face de râs, ai grijă cum reacționezi, dacă te cunoaște cineva. Și știți frământarea asta lăuntrică. Te-a văzut cineva pe undeva dacă îți dai drumul și duminică la biserică, pe unde te ascunzi? Și așa mai departe. Deci era lupta asta în mine, dar fierbeam, fierbeam. A trecut o oră. A trecut o oră și un sfert și nimic. A trecut o oră jumate și erau cu aceiași patru oameni în fața mea și tânăra nu mai ieșea. Toată lumea fierbea. Mă așteptam, zic, ce reacție am acum? Cred că Dumnezeu îmi dădea ocazia să împlinesc în sfârșit și eu versetul acela care spune că Isus, când era chinuit, nu amenința și se supunea dreptului judecător. Îmi dădea Dumnezeu ocazia aceasta. Ei bine, vreau să vă spun, să închei povestea în felul următor. Am fost capabil doar să urmez jumătate din acest îndemn. În sensul că nu am amenințat-o verbal. Cred că eram roșu de mânie. N-am scos o vorbă, dar am aruncat o privire când a ieșit pe ușă tânăra respectivă. I-am aruncat o privire semnificativă. Cred că dacă privirea aceea ar fi putut acționa, era sânge pe pereți. I-am aruncat o privire, dar mi-am ținut gura. Uneori ne trezim în situații din astea, în care cu care trebuie să facem ceva. Lista poate continua. Lipsa punctualității. Unii fac cu nervii când vine vorba de întârziere. Altă sursă de impulsivitate, lipsa de disciplina copiilor, nu vă regăsiți. De câte ori ți-am spus să nu-ți mai lași hainele împrăștiate în cameră? Când vei învăța să mesteci cu gura închisă și continuați voi frustrările legate de creșterea copiilor? Oamenii dificil din jurul nostru, oamenii ăștia dificili din jurul nostru au un talent extraordinar de a scoate cei mai rău din noi. Pentru oamenii dificili niciodată nu-i bine sau suficient ceea ce faci. De ce îngăde Dumnezeu pe lângă noi? Pentru a ne exersa îndelunga răbdare, vine răspunsul. Dar dacă ați observat, în nici una din cauzele acestea, lista ar putea continua, în nici una din cauzele acestea nu sunt în ele însele cauze ale lipsei mele de răbdare. Acestea dau doar prilejul firii mele să se manifeste. Și asta e foarte important de știut. Pentru că problema, sau să spun așa, cauza lipsei de răbdare se află în inima noastră, nu în situațiile de lângă noi. Nu putem da vina pe altceva. Cauza iritabilității, a impulsivității este inima noastră, nu situațiile din jurul nostru câteva cauze în spatele cărora ne ascundem sau nu ne dăm seama ce le generează? Temperamentul, nu? Unii dau vina pe temperamentul lor. Așa se eu, mai iute din fire. Nu? Îmi ies ușor din pepe, îmi sare ușor țandra. Numai că nu ține. Nu ne putem ascunde în spatele temperamentului. Chiar dacă ai o înclinație nativă spre impulsivitate. Chiar dacă ai crescut într-o familie cu reacții intense de felul acesta și le-ai învățat. Comportamentul irascibil, impulsiv, nu este scuzabil. Și vă dau un argument. De ce nu este scuzabil? Un argument din viață. Să observăm că izbucnirile temperamentale sunt direcționate de cele mai multe ori împotriva celor care ne sunt dezagreabili. Față de cei agreabili, ne controlăm mai bine, nu e așa? Asta înseamnă că se poate. Asta înseamnă că nu ne putem ascunde în spatele temperamentului. Același temperament îl ai. De ce față de cei dezagrabil răspuns fără răbdare și față de cei pe care îi mai mult sau ți, ți mai apropiați, mai... ești mult mai atent. Înseamnă că se poate. Temperamentul nu este o scuză. Iuțimea de temperament este amendată și îndemnul la autocontrol în orice situație este încurajat în Scriptură. Alte cauze, auto-îndreptățirea, ne regăsim și aici. Și se pare că ți se cuvine lucrul respectiv, poziția respectivă, ți se cuvine, o merit. Și cineva nu știe să te aprecieze. Și impulsivitatea își dă drumul. Sau ai așteptări greșite sau nerealiste. Mă, cineva îți încurcă planurile și impulsivitatea ta iese la evială. Sau perfecționismul din tine poate să nască impulsivitate. Cineva nu se ridică la nivelul ritmului tău sau stilului tău de lucru. Și atunci îți dai drumul. Frustrările, planurile, nu ți ies și dai vina pe tot ce este în jurul tău. Lista poate continua. Ce avem de învățat este acest lucru. Cauza lipsei de răbdare se află în inima ta. În atitudinea de a pretinde ca ceilalți să se conformeze așteptărilor tale și planurilor tale. Bun, am văzut lunga răbdare și răbdarea, am văzut câteva cauze, câteva aplicații. Care tratamentul în final? Care este tratamentul? Tratamentul pentru nerăbdare este înfrânarea, ne spune Scriptura. Până la urmă, diamantul se formează din grafitul sau din carbonul care a răbdat îndelung presiunea depusă asupra lui. Această afirmație conține un principiu universal de viață. Cel care știe să suporte, să rapde îndelung presiunea depusă asupra lui, se cristalizează, devine valoros. Asta ne învață Scriptura. Petru 1, 2, Petru 1 cu 5 ne spune de aceea: dați-vă toată silința, dați-vă toată silința, dați-vă toată silința să adăugați la credința voastră. Nu e destul să o înțelegi, să știi ce crezi. Dați-vă toată silința să adăugați la credința voastră, pe lângă câteva virtuți și înfrânarea, zice Petru. Autocontrolul, abilitatea de a spune nu exceselor, a nu merge mai departe decât este potrivit. Adăugați la credința voastră, dezvoltați-vă, deci, și stăpânirea de sine. Pentru că stăpânirea de sine formează răbdarea. Ce fel de răbdare se așteaptă de la noi? Răbdarea lui Hristos. Cum este aceea? Petru, în 2 în 3 cu 5, spune așa, Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Să vă îndrepte inimile spre răbdarea lui Hristos. Cum este răbdarea lui Hristos? Poate ne ajută această categorisire a îndelungii răbdări. Există un tip, un tip de îndelungă răbdare ascetică. Rabzi fără să crăcnești. Suferi cu stoicism și pasivitate. Rabzi. Rabzi pentru că știi că trebuie să rabzi. Tu rabzi. Asta este îndelunga răbdare ascetică. Un alt timp de îndelungă răbdare este îndelunga răbdare corintică. Și citind epistola lui Pavel către corinteni, ambele veți vedea stilul acesta de îndelungă răbdare corintică, adică al suferi pe cel de lângă tine. Ideea principală este te rabd, adică să-ți fie clar, pe tine te rabd. Tu ești cel pe care eu îl rabd, să-ți fie foarte clar. În Îngăduința sau îndelunga răbdare corintică. Și în îndelunga răbdare cristică, răbdarea lui Hristos, are o altă nuanță, duce lucrurile puțin mai sus. Nu doar rabzi, nu scoți ochii celuilalt să-ți fie clar că te rabd, mai am răbdare cu tine, ci îngăduind sau îndelunga răbdare cristică, strânge pietrele cu care s-a aruncat în tine și nu le aruncă înapoi, ci le transformă în pâine și le întinde agresorului. Te rabd și vreau să te ajut. Asta este nivelul la care vrea să ne ducă Dumnezeu. Poți doar să rabzi, să scrâșnești din din și să rabzi, poți să spui te rabd și parcă un pic te să fie clar că te rabd. Dar Dumnezeu, răbdarea lui Hristos spune, te rabd, dar vreau să te și ajut. Și acum, care este tratamentul? Bun, am văzut locul acestea. Cum pot să-mi tratez lipsa de răbdare? Am găsit patru pași și putem descoperi foarte frumos într-un studiu de caz, David și Abigail. Dar pașii aceștia sunt rezonabili, îi găsim, sunt de bun simț, îi găsim în Scriptură, îi găsim în viață. Așa că sunt patru pași pe scurt sunt următorii. Tratamentul conține acești patru pași. Unu, măsoarăți cuvintele. măsoară cuvintele. David primul lucru în momentul presiunii, refuzului disprețuitor al lui Nabal, nu-și măsoară cuvintele și face jurământ înaintea Domnului, jur în fața Domnului, nu mai rămâne unul în viață. Praf, prăpăt fac în toată gospodăria lui Nabal. Moare el și mor toți cei de parte bărbătească. Își aruncă, face un jurământ, își aruncă cuvintele, nu și le măsoară deloc. Este mai ușor să-ți înghiți cuvintele decât să trebuiască să le mesteci după aceea după ce ți-ai aruncat cuvintele, nu le-ai înghițit, va trebui să ți le iei înapoi și să le mesteci și să rezolvi prăpădul ce l-ai făcut. Este mai ușor să-ți înghiți cuvintele decât să trebuiască să le mesteci. Impulsivitatea se manifestă în principal și în general prin limbaj. De aceea, măsoarăți cuvintele este primul pas al tratamentului. Deși perspectiva seculară este surprinzător de diferită, te uiți la anumite școli din psihologie și psihologi de astăzi și sunt absolut uimit de prăpastia între învățătura lor și învățătura scripturii. Citeam un articol intitulat așa, Înjurați liniștiți, o faceți pentru sănătatea dumneavoastră. Și în articol ni se spune că înjurăturile și vulgaritățile au rol terapeutic. Un citat. Când simți un nod în gât care trece numai pe bază de vorbe grele, când simți că explodezi dacă nu dai drumul la robinetul cu vorbe de duh, atunci cred că înjurăturile au un rol terapeutic. Ce spune, te fac să te simți mai puternic când te afli într-o emoție intensă? Te ajută să simți mai puțin durerea? Citez. Partea bună a înjurăturilor, spune acest psiholog, este cea de supapă de presiune și de exprimare a unei atitudini, chiar dacă într-un mod mai primar, pentru că să știi primar e și eficient. Am încheiat citatul. În alte cuvinte, vin să justifice un comportament vulgar. Iisus, de cealaltă parte, spune ce iese din gură, vine din inimă și aceea spurcă pe om. În alte cuvinte, vorbirea este haina gândului. Învățătura apostolilor este de altă părere. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, spune Pavel în nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, necuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Adică limbajul este un index al caracterului. Așa că până la urmă este mai ușor să-ți înghiți cuvintele decât să trebuiască să le mesteci, să te întorci înapoi și să rezolvi prăpădul ce l-ai făcut, incendiul pe care l-ai creat prin cuvinte nemăsurate. Pasul al doilea al tratamentului. Controlează-ți reacțiile. Orice obiect care sare din mâner aterizează unde nu trebuie, spune un proverb chinezesc. Reacția lui David este imensă omoară tot, strânge 400 de oameni să se ducă, să-l termine pe Nabal și pe bărbații din gospodăria lui. Iuțimia sau impulsivitatea, precum focul, se stinge la un moment dat, dar lasă în urmă un morman de cenușă. Așa că refuză să mai spargi lucruri. Chiar dacă emoțional nu ai reușit să-ți controlezi inima, fă un prim pas, controlează-ți reacțiile măcar, controlează-ți reacțiile obișnuite, va fi o primă și importantă victorie. Și aceste victorii mici vor deveni mari în situațiile în care te-ai antrenat. Controlează-ți reacțiile. Chiar dacă inima ți se tulburată, măcar controlează-ți cuvintele și controlează-ți reacțiile. Pentru că doar aceia care își formează răbdarea de a face din greu lucruri simple, își vor dezvolta abilitatea de a face ușor lucruri grele. Este o educație, este o disciplină autoimpusă. Luptă-te cu lucrurile mici, cu reacțiile tale impulsive, imediate. Învață-te învață să le controlezi, să nu le dai voie să se exprime. Prima oară va fi mai greu, a doua oară ceva mai ușor, apoi ceva mai ușor și după vreme le vei uita. Nu, vor, nu te vor mai stăpâni. Măsoară-ți cuvintele. Controlează-ți reacțiile chiar dacă pe moment în fața cuiva care te-a jignit, ți-a făcut ceva, pare un învins. La alt nivel ești un câștigător. Micile exerciții de răbdare clădesc experiența necesară pentru marile victorii ale răbdării. Îți formezi îndelunga răbdare, deci până aici, controlându-ți vorbirea și reacțiile. Pasul al treilea al tratamentului. Lasă-te corectat! Când iuțimea ta a luat o razna, Duhul Sfânt îți trimite o Abigail care să încerce să te aducă în echilibru. Și am observat în viața de zi cu zi, fără excepție, Dumnezeu Duhul Sfânt îți trimite o Abigail sub diferite forme. O persoană apropiată, cuvântul lui Dumnezeu se activează în mintea ta, Duhul Sfânt te mustră. În orice situație în care impulsibilitatea dă să te cucerească, dacă te uiți cu atenție, vei vedea o abigail care îți staie calea. Așa că lasă-te corectat de ce apropiați de exemplu. Și iarăși, seria păcate respectabilă este o oglindă, nu un reflector. Îmi duceam nepoată, o duceam pe Erin la ora de balet. Era pe bancheta din spate, eram în trafic, eram în întârziere, lucrurile se precipitau, urma să întârziem traficul era îngrozitor și în fața mea era un om foarte lent, ca să spun doar atât. Sub toată presiunea aceasta, dau un în volan și strig, du-te mă nenorocitule odată. Din spate, era până atunci liniștită, aud o voce subțire de fetiță care spune, Rei, ai grijă, gură mică, ce vorbești. O fi învățat ceva la școala dominicală. Ai grijă, gură mică, ce vorbești. Gândeam gură mică, mare. E, și încerc să mă justific. E, păpușă, e, ți se pare că am vorbit urât? Nenorocit? Nu este un cuvânt urât. Și aud din spate, cu un E mai prelungit. Rei Nu este frumos să folosești astfel de cuvinte. Nici un copil de patru ani l-am putut lămuri cu explicația mea. Dar apoi pe altcineva. Și de atunci acest mic dialog mă bântuie. De câteva luni de zile sunt mult mai atent la volan. Am mai multă răbdare la volan. Sper să mă și țină. Lasă-te corectat de cei apropiați. Mereu îmi vine în minte cuvintele ei când simt că îmi pierd răbdarea. Lasă-te corectat de cuvânt, cum am spus. Strânge cuvântul în lui Dumnezeu în inimă ca să nu păcătuiești împotriva lui, ca să în -ți frâu temperamentul, spune Psalmul 119 cu 11. Măsoarăți cuvintele. Co Controlează-ți reacțiile. Lasă-te corectat. Și pasul al patrulea. Disciplinează-ți gândurile. Învață-te să gândești empatic. Și asta mie mi-o spun. Pentru că fiecare gând poartă o sarcină emoțională. Mă poate apropia sau îndepărta de aproapele meu. Fiecare gând poartă o sarcină emoțională. Pentru că gândurile noastre determină sentimentele noastre. Așa că disciplinează gândurile. Nu le lăsa să-și facă loc aici cum vor ele, cum îți vine. Începe să înveți empatic și este exercițiul pe care mi l-am propus. Când șofez, de exemplu, și răbdarea mi este pusă la încercare, îmi strunesc gândurile. Bine, pe lângă faptul că dialogul acela cu fetița de pe banca din spate, de pe bancheta din spate, îmi răsună ca un ecou, dar încep să-mi să folosesc gândirea și să-mi spun. Poate că cel din față este un om în vârstă și desor mă gândesc la tata. Care nu mai are agilitatea de a se strecura prin trafic ca mai mult, Un pic mai încet în reacții, în schimbarea vitezei, în pornire. Și mă gândesc... Poate un om mai în vârstă, nu mai are agilitatea săracul de el. Până la urmă, cât câștig un minut în plus? Poate nu se simte bine cel din față, poate nu vede bine. Și iarăși am o amintire vizuală în capul meu, într-o situație asemănătoare, în care lipsa mea de răbdare, am claxonat, am depășit și când trec, mai aruncam privirea aceea șoferului și la volan era... Un om în vârstă, cu niște ochelari cu dioptrii groase. Așa stătea la volan și încerca să ajungă undeva. Poate cel de la volan este obosit după o zi grea la job. Cine știe ce a făcut șeful cu el? Sunt lucrurile care mi le spun în minte ca să gândesc empatic. Poate a avut o zi grea, a fost dat de toți pereții de șeful lui. De ce să mai adaug și eu ceva peste el? Poate omul de la volan a, a suferit o traumă și abia și mai tărăște inima. Cine știe în ce stație de viață, ce, cum i s-a năruit viața într-un fel sau altul. Disciplinează-ți gândurile, gândește empatic, s-ar putea acum la din față, nu este neapărat un obraznic. Ce este un om cu o nevoie? Și observ că te, îți poți găsi liniștea. Dar când este cineva greu de iubit în preajmă, cum îți gândești cum îți disciplinezi gândurile? Cum gândești empatic? Lucruri de felul acesta. După câtă răbdare are Dumnezeu cu mine, eu de ce aș refuza o celui de lângă mine? Dacă Dumnezeu răbdător cu mine, crezi că cu El nu -i? Dacă Dumnezeu controlează toate lucrurile și dinamica lor, oare să nu știe de ce îmi lasă în gând acest oameni în jurul meu, dacă nu-i chiar trimite, ca să-mi formeze îndelungă răbdare? Și asta trebuie să aibă un rol în formarea mea. Sau dacă Dumnezeu este îndelung răbdător și nu se grăbește să dea un verdict asupra lui cutare, de ce m-aș grăbi eu să tai și să spânzuri? Modalități de a ne ține gândirea în frău, de a gândi empatic, de a gândi frumos la cel de lângă, pentru că îndelunga răbdare este abilitatea de a ridica pe oamenii pe care ai vrea să-i dobori. Asta este îndelungă răbdare. Și asta vreau să-mi o spun mereu în minte. Abilitatea de a ridica pe ea pe care aș vrea să-i dobor din pricina impulsivității mele a lipsei de răbdare. Așa că, îndelungă răbdare este un aspect al roadei Duhului Sfânt. Iar roada Duhului nu este o recomandare pentru credincios, ci este un produs al relației cu El. Duhul Sfânt vrea și trebuie să producă această calitate în mine Iar roada, în răbdări, se maturizează în timp și spațiu Ca orice roadă, un fruct rodește prin expunere la soare, la ploaie, la vânt Copacul este curățat Roada se maturizează în timp și spațiu. Roada Duhului se maturizează în timp și în spațiu, în circumstanțele și în anturajul în care Dumnezeu ne-a așezat. Așa că Duhul Sfânt mă învață în răbdare, răbdarea și în răbdare, forțându-mă să aștept împlinirea anumitor nevoi și punând în jurul meu oameni dificili la care trebuie să învăț să mă raportez bine cum altfel aș putea să-mi cântăresc nivelul de îndelungă răbdare? Până când nu sunt în astfel de circunstanțe și lângă astfel de oameni, habar n-aș avea dacă sunt îndelung rădător sau nu, până când nu sunt testat dacă sunt sau nu. Și după demersul de astăzi, vom fi scăpat noi de impulsivitate și irascibilitate? Nu. Dar cel puțin o putem demasca, identifica, ne-o putem asuma și corecta ori de câte ori cădem în cursa ei.